Ministerul Sănătății a informat miercuri Ministerul Educației despre situația privind evoluția infecțiilor gripale și necesitatea unei măsuri suplimentare de prevenire a îmbolnăvirilor cu gripă. În acest sens, sugestia constată în suspendarea cursurilor școlare pentru data de 25 ianuarie. Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a semnat un ordin în acest sens prin care întregul sistem școlar preuniversitar din țară nu a avut activitate astăzi. În data de 25 ianuarie 2019 se suspendă cursurile în toate unitățile de învățământ preuniversitar din România. Conform raportărilor Inspectoratului Național de Sănătate Publică, săptămâna 14-20 ianuarie a avut un caracter epidemic. Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut din nou cu peste 20% față de nivelul așteptat. Împreună cu Ministerul Educației vom continua triajul epidemiologic în unitățile de învățământ săptămâna viitoare, odată cu reluarea activității în unitățile școlare. Recomand părinților să pună accent în continuare pe măsurile igienico-sanitare, iar pe parcursul celor 4 zile libere să evite expunerea copiilor în colectivități, a declarat ministrul Sorina Pintea. Potrivit ministrului Sănătății, autoritățile vor continua să supravegheze atent evoluția gripei în toată țara.